Sunteți pregătiți pentru următoarea provocare? Da! Da. Da. Ce credeți că urmează? Ne conectăm la prezent și la viitor. Da? Au venit câțiva oaspeți să vă arate astăzi o imprimantă 3D. Elevii din imagini învață la școala din satul Poieni, județul Iași. Sunt copii din medii defavorizate pentru care profesorii încearcă să creeze activități diferite. Așa se face că au avut parte de o oră de educație financiară, dar și de o oră despre tehnologie, de la idee la produs final. O să apară și niște meserii noi și atunci e bine că voi să știți de ele. Indiferent ce meserie o să vă alegeți voi în viață. Sunt convinsă că o să... învățând și pregătindu-vă foarte bine, o să puteți reuși în absolut orice domeniu vi-l alegeți. Dar, indiferent ce o să faceți în viață, indiferent cu ce o să vă ocupați, o să aveți nevoie de educație financiară. Surpriza a apărut însă în curtea școlii, unde a poposit laboratorul educațional pe roți. Pui un obiect, da? Și el se scanează, după care duci la imprimanta 3D și îți faci o copie. Ce să stea? Imprimanta 3D. TikTok. Da. Imprimante. A, uite. Da. Uite, vai. Da, și că nu mi-a reușit. Avem locul prin care imprimanta pune pe patul de printare filamentul topit. Experiența asta pentru mine era chiar foarte frumoasă și educativă, fiind în altă comună și puțină distanță din oraș, nu avem acces la toate lucrurile care ne le-am dorit. La final au văzut cum arată și un robot realizat de elevii de la Liceul de Informatică din Iași. Printre cei fascinați de acesta s-a numărat și Gabriel. Am văzut și o imprimantă 3D, ne-a explicat domnul din această dubă cum merge o imprimantă. Am văzut niște videoclipuri foarte interesante. Acum o să vă arătăm cum luăm chestiile de jos. Da. Foarte interesantă, deoarece n-am mai văzut așa ceva și e interesant să vezi cum se construiesc roboții. Mi s-a părut așa interesant și uimitor faptul că niște adolescenți, însă adulți, au făcut așa roboți. Mă bucur foarte mult că putem să facem asta pentru ei și chiar sper să putem să facem o diferență pentru ei acum și în viitor. Activitățile nu sunt întâmplătoare. Deși sunt aproape de oraș, copiii noștri nu au atât de mare deschidere către astfel de, nu numai activități, către astfel de o tehnologie, către viitor. Având în vedere faptul că peste 75% dintre elevi beneficiază, vor beneficia de bursă socială, situația materială este precară. Am decis să facem împreună cu absolvenți sau împreună cu mentori pe care avem să venim noi în satul lor, să le spunem că trebuie să-și continue educația, că trebuie să investească în zona de tehnologie și de cunoaștere, nu doar în TikTok. Laboratorul va avea opriri în 25 de comune din județul Iași.